Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată, ne-am făcut repede de treabă. Alex a și sosit. Nu mai întârziam, Alex, că timpul costă bani, nu? Hai, te rog. Tema și tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Recapitulare, ai spus tu, nu? Da, funcție. Picturare. Funcții. Recapitulare funcții. Să zicem clasa a 10. Ce să vorbim ceva despre funcții, spui tu acum. Mai întâi să înțelegem bine noțiunea de funcții. Deci când ai deschis gura și ai zis funcții, ai pronunțat cuvântul funcții, trebuie să ai în minte că tu practic ești în posesia unui mod de a aranja o corespondență. De fapt, ai o rețetă, zic eu. Rețeta după care obții niște Y. Practic, ai rețeta, știi ce mulțime de X la pornire ai, o cunoști pe asta, mulțimea care poartă numele de domeniu de ființie. Așa, ai rețeta și obții Y. Deci, a studia o funcție înseamnă a te interesa de mulțimea Y-urilor care apar ca urmare a corespondenței respective. Da? Da. Asta trebuie să fie în mintea ta. Deci, ai pronunțat cuvântul funcție, gata. Te gândești, ai rețetă după care obții Y și ai mulțimea de plecare cunoscută a celor a X-urilor care, pentru care trebuie să găsești Y-urile, nu? Eu zic e și Y, dar spus fie și U și V. U să fie de mulțimea de bază la pornire și V mulțimea care apare. Noi suntem așa obișnuiți în ureche, după ureche, X și Y. Da. X și sunt din domeniul de ființie, Y și din domeniul. Da. Și scriem scurt asta în felul următor. F definită, nu? Da. Pe mulțimea A cu valori în B. Așa, având rețeta f de x egal cu expresia c, da, care tu o ai. Acum, eu mai insist un pic, ori de câte ori în ieșire practice, ți se dă de regulă legea de corespondență. Zice, fie funcția f de x egal cu, să zicem, x pătrat minus 5x plus 6, totul supra x plus 3. Da? Ți se dă legea asta de corespondență. Și tu ești cel care stabilești domeniul de ființe. Adică imediat spui că f e definită aici pentru pe el, să zic, maxim posibil, pe el, pe el mai puțin elementul minus 3. Da. De ce minus 3? Că lui minus 3 nu-i poți spune nimic în corespondență. Da. Dacă f este egal cu minus 3, se întâmplă e cazul acela că împărțirea la 0 nu are sens. Deci, de aceea te asigur la domeniul de ființe că este el mai puțin minus 3 cu valori în el. Da. Și urmează acum să găsești mulțimea Y-urilor care apar. Practic, se întâmplă ca în momentul în care începe corespondența, aici la minus infinit la plus infinit, faci tabelul acela de valori, nu faci altceva decât șmecheria asta, trebuie să o înțelegi bine, și auzi, salut, părinte, salut, am început lecția, acum sunt în direct la Prof. Online TV și a fost, astăzi nu ne-am putut sincroniza, dar te sună mâine. Vreau să mai stăm de vorbă. Da. De mâine te sună. Bine. La revedere. Și mai puțin minus 3. În minus 3 îți pui bară, că nu are rost, nu poți să nu-i găsești imagine. Și acolo îi găsești. Iată, lui 0. Dacă îi dai valoarea 0, Y-ul este 6 pe 3, adică 2. Și pui, practic, imaginea. Da. Și așa mai departe. Mă rog, completezi, studiezi, tu, eu știu, te apropii din minus 3 în stânga, din dreapta, din stânga, cu valori diferite, fără să dai valoarea minus 3. Da? Deci n-ai cum să obții exact F imaginea în minus 3.
Dacă însă ți se dă, să spunem, f de x egal cu radical din x pătrat minus 5x plus 6, ți se dă așa, imediat o reacție spune, băi, o secundă, ce funcție este asta? E un radical. Radicalul ăsta are o pretenție. Ia ceva, să te tremurecești, rog. Ia să vedem, că fără să dai seama, te iei cu matematica și de ce. Deci, funcția f egal cu radical din x pătrat minus 5x plus 6, e funcția radical de ordin pară și funcția de radical de ordin pară are o pretenție mare, aceea că radicalul de ordin pară nu se discută decât de numere pozitive. Da. Da? Deci tu trebuie, ca să te apuci de treabă, să poți să gândești corect funcția, trebuie să spui că x pătrat minus 5x plus 6 trebuie să fie mai mare egal decât 0. Nu așa? Asta poți să pui urgent. Te-ai întrebat la urma urmei cum rezolvim ecuația asta de gradul 2? Da. Nu știu. Aflăm delta. Deci găsești de cine? Da, găsești de cine? Da? Și facem ce? Tabelul de variația semnului? Da. Așa? Și ce spunem? Între de cine se pune semnul contrar lui? Ia, nu știu ce, povestea aceea. Da. Dar eu nu fac așa. Eu fac în felul următor. Eu mi-i închipui ca să iau funcții. Hai să zicem f1 de x, mă să notez așa, egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Deci asta este f1 de x, x pătrat minus 5x plus 6. Și această funcție de sine stătătoare, sigur că e definită pe f. F1 e definită pe f cu valori în f, n-am niciun motiv de supărare, da. Și la urma urmei, dacă pe ea vreau să găsesc modul în care y apar, fac tabela aceea de valori, nu? Pun x și la minus infinit la plus infinit. Așa. Aici pun pe x pătrat, expresia x pătrat minus 5 x plus 6, de fapt nu e altceva decât f1 de x, nu? Da. Așa. Și sigur că sunt niște x pentru care imaginea e 0. Uite, pentru 2 și pentru 3 imaginea e 0. F1 de 2 face 4 minus 10 plus 6, 0. Și f de 3 se întâmplă așa, 9 minus 15 plus 6 face tot 0. Iar de acum, la alții x, dacă dai valori, nu pentru alții, valori pentru 0, pe care vei și undeva, imaginea este 0,6. Număr pozitiv. Da? Este 6. Și fiind dat un număr pozitiv, pentru toți de aici, vei obține un număr pozitiv. Adică pentru toți x la minus infinit la 2, Y care apar sunt numai numere pozitive. Și atunci de asta fui plus plus. Da. Da? Iar dacă te duci la 3 încolo, vei obține tot numere pozitive, tot Y pozitiv. Și încă dai între 2 și 3, obții Y și negativ. Da. Și acum tu citești, unde sunt Y negativ, nu negativ, pozitiv. Da? Unde sunt Y pozitiv? Că X pătrat minus 5 plus 6, după ce ai înlocuit pe X, înseamnă niște Y. Și unde? Unde x pătrat minus 5x plus 6 e mai mare egal decât 0? Răspunsul. Citește în tabel. Pentru x și ce aparțin de la minus infinit la 2, nu? Minus infinit 2, dar știi ce egal închis, reunit cu 3 plus infinit. Refuz partea asta mecanică. Deci dacă nu pătrunzi în esență să vezi de ce să faci chestia asta, profesorii merg iarăși foarte... cum spun, tot pe șabloane și dau, comunică algoritm. Ce spun? Se anulează, se atașează, și eu făceam la fel. Să nu trebuie tata dacă îmi spunea. Spun adevărul, așa e spus și lui. Se atașează ecuația, adică se egalează cu 0, se găsesc rădăcinile, se face un tabel de variații, se trec rădăcinile 2 și 3, în dreptul lor 0 și 0, între rădăcini se pune semnul contrar lui A, aici e 1 plus 1 și în afară, aici punem minus, în afară plus, dar îi comunicam chestia asta. El făcea. Da? Dar n-am stat să explic, nici eu n-am stat locul lui, să zic așa, să stau să zăbovesc mai mult și să fac înțeleasă treaba asta. La urma urmei, asta facem. Nu? Practic, pe F1 asta, studiez Y. Și mă interesez unde Y sunt negativ. Păi sunt negativ aici, între 2 și pe 3 și de la 2 la 3. Dacă dai între 2 și 3, vei găsi mai Y negativ. Și cu asta am rezolvat. Și acum mă întorc așa, în funcția de mai sus, zic f de x egal cu așa, cu radical așa, și zicem f definită pe acolo unde e pozitiv, unde radicalul se descurcă, definită de la minus infinit
până la 2, da? Reunit cu 3 plus infinit. Și abia acum, și cu valoare în ier. Abia acum spun că am definit corect funcția. Deci am lege de corespondență, am stabilit domeniul definiție, cu domeniul totul este perfect rezolvat. Așa că spunându-ți lucrurile acestea, să fac înțeleasă noțiunea de funcții cât se poate de corect pentru toată lumea. Pentru cei care vor urmări, să aibă limpede acum ce înseamnă funcții. Înseamnă, de fapt, o existență colată, înseamnă să ai la dispoziție o rețetă, o lege de corespondență și un mod, deci un mod de asociere pe care faci. Ca fiecărui, atenție, fiecărui element deci. Deci fiecărui, tuturor să le putem pune în corespondență. Când zic fiecare element din domeniu, din mulțime, să-i punem un element și numai unul, de fapt, anunț că nu pot păstra în mulțimea asta să am vreun element căruia să nu-i pun ceva în corespondență. Bun, n-aveam cum să păstrez pe minus 3 în domeniu, să zic F definit pe el, care a fost o mare prostie. Definiția spune că fiecăruia să îi punem în corespondență. Eu mă aflam în situația că în minus 3 să nu-i pot pune nimic în corespondență. Deci, de aceea, definiția trebuie bine înțeleasă. Fiecare element din domeniu se corespunde unul și numai unul. Adică, unul X nu-i poți spune 2Y în corespondență. Exact cum te afla într-o intersecție și pleci în același timp în două direcții diferite. N-ai cum să faci asta. Asta trebuie să fie foarte clar. Și acum, se întâmplă uneori să avem funcții definite corect. Funcții, dacă am zis, avem funcții, gata. Corect, definit, tot, dar să fie și situații când 2 de x au aceeași y. Unul aici, prin funcția asta, hai să o iau prin f1 de x. Când f1 de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, cu f1 definită pe el cu valori în el, se întâmplă și pot constata repede că f de 2 egal cu f de 3, da? Și egal cu f de 2 egal cu f de 3 și egal cu 0. Deci f de 2 egal... Adică lui 2 și lui 3 îi se pun în corespondență ca imagine pe 0. Deci două valori distincte cu aceeași imagine. Într-o astfel de situație, dacă ai găsit o singură pereche, adică ai găsit două elemente distincte care au aceeași imagine, funcția aceea nu este injectivă. Nu este injectivă. Deci ca să fie injectivă, ar trebui să fie contrară. Da? Adică, ce să se întâmple? La orice pereche, orice două elemente distincte, la orice două elemente distincte, să fie imagini distincte. Ia să zicem definiția. Definiția injectivității. Injectivității. Ce spune? La oricare ar fi, oricare ar fi, deci hai să spunem așa, F definită pe A cu valori în B, injectivă, dacă și numai dacă, la oricare, da? X1 diferit de X2, X1 și X2 de unde? Din domeniu. Și aparțin la A, deci oricare X1 diferit de X2, să rezulte F de X1, da? F de X1, diferit de f de x2. Deci la oricare două elemente distincte din domeniu, imaginea să nu fie o tragedie. Așa. Deci în momentul ăsta, gata, o dat peste cap definiția. Deci la oricare două elemente distincte din domeniu, imaginea să fie distincte. Adică întrebând noi toți x-ii, comparând de 2 de 2 și zici, băi, tu aici, tu aici, cumva se întâmplă să aveți aceeași imagine? Nu. Deci, da, atenție, cuantificatorul spune așa, oricare ar fi două elemente distincte, imaginea să fie distincte. Asta este definiția funcției injective. Acum, nu știu dacă e prima definiție. Definiție 1. Nu dacă ai făcut un pic de logică. Logică, matematică, nu prea. Lasă-vă, nu? Nu. Eu dau și acest. Definiția a doua, echivalentă cu prima, care înseamnă doar o interpretare logică. Aici este, de fapt, un P
implică IQ. Adică partea asta din ipoteză se numește, am mutat-o cu P, și partea care rezultă am mutat-o cu Q. Deci asta este P-U și asta este Q. Da? P și Q. P implică Q. Ca orice definiție, deci apare așa o chestie. Ei bine, în logica matematică, P implică Q, așa, este echivalent din punct de vedere a adevărului cu non-Q. Non-Q implică non-P. Acum nu se mai face mult de loc. Logică nu se face loc logică matematică. Cu atâta informatică aveți nevoie de logică acolo când P sau Q, P și Q, non-P, cu 0,1, 0,1 aceea, nu ați făcut tabelă de adevăr. Anul trecut, să fac și un pic de logică. Ba, am făcut logică, dar am făcut efectiv la ora de logică. La logică, deci da. Matematică, la matematică nu mai este capitolul ăsta logică matematică? Ba da, parcă am făcut un pic la sfârșit, dar așa foarte... Întrecere. Întrecere, da. Adică n-am aproape. Nu s-a insistat foarte mult, da? Sunt lucruri foarte tare, foarte frumoase. Deci eu acum cum îl folosesc, nu m-am apucat acum să fac așa. Deci, asta e propoziția P, care spune, la oricare două elemente distincte din A, rezultă Q, f de x1, diferit de f de x2. P implică Q este echivalent, din punct de vedere a tablei de adevăr, cu non-Q implică non-P. Și acum, din cauza, am construit, în loc de P implică Q, să construim non-Q implică non-P. Ce înseamnă non-Q? Din f de x1 egal cu f de x2, da? Din f de x1 egal cu f de x2, rezultă x1 egal cu x2. Rezultă unic. Unic, adică nu mai e o altă alternativă, numai asta. Din f de x1 egal cu x2, rezultă unic x1 egal cu x2. Deci, să nu mai e și o altă variantă. Deci că cuantificatorul ăsta oricare se transformă în există prin negație. Și de aceea trebuie să rezulte unic x1 egal cu x2. În negheșițile practice, când ne apucăm pentru a arăta că o funcție este injectivă, nu suntem încântați să aplicăm prima definiție asta la toate elementele distincte două câte două. Că dacă or fi o infinitate de elemente, n-ai cum să epuizezi problema. Da? Deci ce spune? La oricare două distincte să rezulte, să constați dacă imaginele sunt distincte. În practică vei face invers. Asta o aplicăm. Deci, să notăm, așa, definiția asta este foarte des utilizată în practică. Des utilizată în practică. În negheșiție. Da? În negheșiție. Și apropo de chestia asta, că tot am deschis vorba, hai să vedem. Funcția asta o fi injectivă? După ce am discutat acum, nu este injectivă, că există măcar două distincte care au aceeași valoare. Ia să vedem, aplicând definiția a doua, este adevărat că injectivă? Adică o să plec din f de x1 egal cu f de x2, deci injectivă, dacă și numai dacă se întâmplă asta, din f de x1 egal cu f de x2, să rezulte unic, ce să rezulte? Că x1 egal cu x2, egal cu x2, aici trebuie să văd eu. Și atunci am să plec f de x1, f de x1 face cine? Face x1 pătrat, minus, vorbește tu de-a. Minus 5, x1 plus 6. Și f de x2? Și f de x2, x2 pătrat, minus 5, x2, plus 6. Și le egalăm. F de x1 egal cu f de x2, da. Înseamnă? x1 pătrat minus 5, x1 plus 6, egal cu x2 pătrat minus 5, x2 plus 6. 6 cu 6 se anulează. Da. Și avem că... Hai să zicem totul în primul membru. Da. Și apare x1 pătrat. x1 pătrat minus x2 pătrat. Minus 5 pe lângă. Minus 5 pe lângă... x1 minus x2 egal cu 0. x2 egal cu 0. Echivalent. x1 minus x2 pe lângă. Pe lângă diferența de două pătrate.
pe lângă x1 plus x2. Minus 5 pe lângă. Minus 5 pe lângă x1 minus x2. Egal cu? Exact. 0. Scoatem pe x1 minus x2 în factor. Factor. X1 minus x2 pe lângă. Pe lângă x1 plus x2. Da. 2 minus 5. 5 egal cu 0. 0. Un produs egal cu 0? Da. Rezultă? Da. Că se întâmplă pe rând. Fiecare da. Termen al produsului la șansă să fie 0. Deci aici rezultă acolată. Da. X1, te rog, X1 minus X2 egal 0. Sau, sau X1 plus X2 minus 5 să facă 0. Vezi că nu ești situație unică. N-am avut numai varianta X1 minus X2 egal cu 0. Care zic, mă duci spre cine? X1 egal cu X2, da? Da. X1 egal cu X2. Unde, de fapt, vreau eu să ajung obligatoriu. Ce am și alternativa asta. Adică ar putea să fie și în situația asta. Bunoară, x1, 2 și x2, 3. 2 și 3, minus 5. 2 plus 3, minus 5, face 0. Sau 1 și 4. 1 plus 4 face 5, minus 5 face 0. Deci, vezi, faptul că nu am avut numai alternativa, n-am avut numai varianta x1 egal cu x2, ce am și asta, rezultă de aici că f nu... F nu este injectivă. Da? Deci imediat tragi concluzia că nu este injectivă, fiindcă ai și o altă alternativă. Și atunci vii cu contraexemplu rapid din varianta asta. Și nu mai poți să spui că funcția este injectivă. Iar de așteptat că asta nu e injectivă, însă am vrut să o cercetăm în baza definiției de aici. Pentru că e din gradul 2 și mi se pare că niciodată funcția de gradul 2 nu e injectivă. Sigur că da. Nu este injectivă, pentru că totdeauna găsim are două ramuri, știi, da. În reprezentarea grafică. A făcut grafic funcția de gradul 2, da? Și 2, parcă pe la 2 și pe la 3 trece așa, aici are minim. Și iată-o, așa arată și atunci... Și dacă tragi în paralelă cu X, intersectează graficul în două. Și știi ce se întâmplă când ai tras paralelă? Înseamnă că ai un Y fixat și pentru Y-ul acela găsești 2X. Care iau valoarea Y-ului respectiv. Da, da. Da? Aici e un X1 și aici e un X2 care au ca imagine Y-ul pe care dus-o paralela. Da? De aceea funcția este, funcția de gradul 2 nu este injectivă, pentru că iată și definiția a treia, hai să o dăm și definiția aceea, a treia, definiția grafică, zice. Da? Definiția a treia, definiția grafică. E fi injectivă, da, f injectivă, dacă și numai dacă, orice paralelă, orice paralelă la axa x-ilor, la, da, orice paralelă la axa x-ilor, dusă prin punctele codomeniului, da, orice paralelă la axa x-ilor dusă prin punctele codomeniului, taie graficul funcției în cel mult un punct. Da, taie graficul funcției, cel mult un punct, nu cumva să taie în două, două sau mai multe. Taie graficul funcției, în cel mult, un punct. Deci funcția de gradul 2, așa cum observi, datorită faptului că paralela, am găsit un, dacă găsești un singur Y pe care duci paralel și taie în mai mult de unul, gata, nu este injectiv. Da. Dar aici, pe în orice Y ai duce tu la minus 1 pe 4 încolo, se întâmplă că paralele taie neapărat în două puncte, da? Deci funcția nu este injectivă. Așadar, Alex, avem la dispoziție trei definiții pentru injectivitate. Cea mai des folosită este asta a doua și metoda grafică. Două sunt ambele. Dacă ai cumva șansă să trasezi graficul și dacă din grafic constați că în orice punct din codomeniul și paralel și nu taie, funcția nu este și nu taie mai mult de 1, funcția spunem că este atunci injectivă. Bun. Definiția întâi doar e una care mai rar, repet-o, putem folosi doar în momentele care ai în domeniul definiției un număr finit de X. Și dacă sunt 4x la domeniul definiției, compar 2 câte 2 și constat dacă
uneori prin diagramă. Ți se dă diagrama și atunci constați din diagramă dacă funcția este sau nu injectivă. Bun. Și acum să vedem, să dăm și definiția funcției care nu este injectivă. Când o funcție nu este injectivă? Când? E negat asta. Nu este injectivă, în loc de cuantificatorul oricare, apare există. Deci dacă există două valori distincte, încât să aibă aceeași imagine. Adică f de x1 fie egal cu f de x2. Deci și definiția asta. Definiția a treia, a patra, care zice. F definită pe A cu valori în B nu este injectivă dacă și numai dacă, deci nu este injectivă dacă și numai dacă, există, atenție, există x1 diferit de x2, există, e descoperit o singură pereche, x1 diferit de x2, așa încât f de x1 să fie egal cu f de x2. Dacă găsesc o pereche așa și care conduc la aceeași imagine, funcția nu este injectivă. E, să ne mai spunem prietenilor noștri că i-am scos un volum cu funcții, un volum care conține 10 DVD-uri, câte o oră și jumătate film în fiecare, pe fiecare DVD, deci sunt 15 ore, și m-am ocupat de capitolul funcții în 15 ore și am făcut tot ce a trebuit, la definirea noțiunii de funcție, până când am epuizat tot felul de lucruri interesante, copunuri de funcții, subjectivitate, injectivitate, inversabilitatea unei funcții și mai departe. Deci cei care doresc să intre în posesia acelui volum au șansa să se uite la Prof Online, găsesc acolo niște numere de telefon, sun la numele acelea și li se răspunde și le onorează comanda oriunde a fi ei în țară. Mai greu e în exterior, că nu am pus la punct modalitatea asta, dar probabil că o să încercăm să punem online și atunci dacă sunt online le găsesc și le vizionează. Haideți să continuăm ce înseamnă funcție surjectivă. Da? Definiția funcției surjective. F definită pe A cu valori în B e surjectivă dacă și numai dacă toți Y-ii sunt fericiți. Spui așa. Dacă și mai dacă, toți Y-ii sunt fericiți. Asta într-un limbaj de asta, așa, mai ciudat. Dar trebuie să traducem, toți Y-ii sunt fericiți. Adică, întrebând noi pe orice Y, deci la orice Y ne-am referit din codomeniu, din B, să constatăm că pentru el există X-ul din A, așa încât Y-ul ăsta este umbra lui X-ul respectiv. Adică așa încât Y-ul să fie egal cu F de X. Y-ul să fie imaginea X-ul respectiv. Deci vezi, asta înseamnă că toți Y-ii sunt fericiți. În codomeniu nu sunt Y-ii așa lăsați de izbeliște și să nu fie imaginea cuiva. Adică pentru fiecare, dacă se găsește X-ul încât Y-ul respectiv să fie imaginea unui X. Asta ar fi definiția. Dar dacă tu ții minte asta că Y-ii sunt fericiți, acum ți-e limpede ce faci. Deci iei pe rând, pe oricare, te oprești și spui, băi, tu ești imaginea cuiva? Da, și eu sunt al unul aici. Dacă mă gândesc la funcția F, cu legea F de X egal cu... Hai să luăm pe asta. F definită pe f de x egal cu rețeta x pătrat minus 5x plus 6 5x plus 6 cu f definită pe r cu valori în r. Noi din tabel constatăm că facem corespondența aici la funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 că există 5 pe 2 care corespunde minus 1 pe 4, vârful parabole. Da. Da? Minus 1 pe 4. Că toți Y-ii la minus 1 pe 4 încolo sunt fericiți,
Dar așește Y mai jos de minus 1 pe 4. Deci pentru, pentru Y-ii care aparțin de la minus infinit până la minus 1 pe 4, toți sunt supărați. Minus 1 pe 4 deschis. Toți sunt supărați. Că pentru orice Y te-ai oprit tu de aici la minus infinit până la minus 1 pe 4, nici pentru 1 nu se găsește vreun X încât să fie imaginea aceea. Deci pentru Y de aici la minus infinit la minus 1 pe 4, rezultă că nu există, nu există X din domeniul din el, așa încât F de X, adică Y aceea, să fie egal cu Y și să fie egal cu F de X. Da? Y egal cu F de X. Nu găsim așa ceva. Și atunci toți acești Y stau acolo și ei luați în codomeniu, nu deranjează, funcția lui e corect definită, dar nu e surjectivă. Pentru a face surjectivă, deci asta nu este, nu este surjectivă. Da? Am spus de ce nu este. Ca să o facem subiectiv, îi dăm deoparte pe cei care stăteau acolo degeaba. Și atunci o să gândim F, să spunem 1, F 1 de X, tot cu aceeași rețetă, X pătrat minus 5X plus 6, F 1 definită pe el, cu valori, începând doar de la, de la minus 1 pe 4 încolo, la plus infinit. Da? De la minus 1 pe 4 la plus infinit. Asta este este restricția cele de mai sus, este restricția subjectivă. Restricția subjectivă. Da? Este restricția subjectivă a funcției de mai sus. Am dat balastul deoparte. Balastul fiind cine? Acei greși care nu erau ocupați. Da. Ea nu este însă injectivă, adică dacă gândim pe X și doar de la minus infinit până la 5 pe 2. Deci, F1 prim, hai să zic așa, F1 prim definit pe minus infinit până la 5 pe 2 cu valori, începând de la minus 1 pe 4 la plus infinit și F2 și F1 secund, definită de la 5 pe 2 la plus infinit, cu valori, tot de la minus 1 pe 4 la plus infinit, având aceeași rețetă, F1 de X egal cu F2 de X, aceeași rețetă, F2 de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6, deci spuneam, acestea două sunt restricțiile bijective ale funcției de mai sus. Adică surjective sunt, da, și sunt și injective, care n-am lăsat X și să alege pe tot elul. Ce am zis de la minus infinit până la 5 pe 2 și la ce trebuie să găsești, să gândești că în momentul ăsta apare numai ramura asta pentru F1 prim și pentru ramura cealaltă apare numai ramura a doua. Și atunci paraleta e într-unul și numai unul. De aia se cheamă restricție bijectivă, da? Deci spunem și noi în clipa asta că astea două, cu legea aceeași pentru amândouă, sunt restricțiile bijective. Sunt restricțiile bijective ale funcției F1 de X, F1 de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6, cu F1 definită pe F valori în R. Dar acestea două sunt restricțiile bijective ale funcției de mai sus. Funcțiile bijective sunt inversabile, deci ne permite să schimbăm corespondența. Adică ce era înainte codomeniu devine domeniu, da? Și ce era domeniu devine codomeniu. Deci sunt restricțiile bijective, sunt inversabile. Asta două. Și voi vorbi de F
F1 prim la minusul, hai să zic așa, la minusul 1, definită pe minus 1 pe 4, minus 1 pe 4 plus infinit, cu valori în minus infinit 5 pe 2, minus infinit 5 pe 2, și F2, F1 secund la minus 1, definită de, pe minus 1 pe 4 plus infinit, cu valori în 5 pe 2 la plus infinit, da? Cu valori în 5 pe 2 la plus infinit, acestea sunt inversele funcțiilor F1 prim și F2, F1 prim și F1 secund. Sunt inversele lor. Dar ce am făcut aici, numai că am dat domeniu și codomeniu. Deci am și legile corespondenți. De aceea trebuie să plec cu egalitatea x pătrat minus 5 x plus 6 egal cu un y. De acolo găsesc x1 și x2. Concret, iată cum procedăm. Că numai așa, repet, date lucrurile, lăsate lucrurile, nu am făcut treaba complet, nu-i corect. Și atunci o să plec de la x pătrat minus 5x plus 6 egal cu y. Duc totul în stânga. Minus y egal cu 0. Și scot acum x1 funcții de y, da? X1 2 egal cu 5 plus sau minus radical din b pătrat 25 minus 24 plus 4y, parcă vine, nu? Vine minus 4ac. C-ul este 6 minus y. Da, minus 24. Deci minus 24 plus 4y. Da? Totul supra 2a. 2. Și egal mai departe cu 5 plus minus radical din 1 plus 4y. Nu? Totul supra 2. Și iată că trebuie să pun condiția 1 plus 4y ca să existe mai radicalul. Mai 0, da? 1 plus 4y mai mare egal ca 0, adică y mai mare egal decât minus 1 pe 4. Nu? Și așa cum și observăm și noi, y mai mare egal decât minus 1 pe 4, adică y aparțin de la minus 1 pe 4 la plus infinit. Așa cum am spus, are rost să discutăm cu y și la minus 1 pe 4 la plus infinit. Da? Pentru că, nu? De aici încolo găsesc x și pentru asta. Există x și pentru... Și sunt doi de x. Odată x 1 egal cu 5 plus radical din 1 plus 4y totul supra 2 și x 2 egal cu 5 minus radical din 1 plus 4y totul pe 2. Deci găsim 2 de x și x 1 respectiv x 2. 5 plus radical 1 plus 4y pe 2 și 5 minus radical 1 plus 4y pe 2. Acum, trebuie să notez care este F1 prim. Văd aici imagine, trebuie să fie la minus infinit la 5 pe 2. Adică să fie negative. Cred că asta este. Da. Deci o să zic F1 prim la minus 1 egal cu 5 minus radical din 1 plus 4x. 4x, că urechea obișnuit tot în x în variabila x, da? 1 plus 4x totul pe 2. Și celălalt F1 secund la minus 1 egal cu 5 plus radical din 1 plus 4x totul pe 2. Așadar, vă zice aici, pentru prima e vorba de F1 prim la minus 1 egală cu legea 5 minus radical din 1 plus 4x totul pe 2 și cealaltă F2 prim la minus 1 egal cu 5 plus radical din 1 plus 4x totul pe 2. În momentul de față am făcut o treabă corectă, complet. Suinind funcția de gradul 2, i-am pus, am și văzut restricțiile bijective, am gândit inversele lor, am și găsit legile corespunzătoare și funcție, și ce este epuizat. Eu am trecut în revistă acum definițiile subjectivității, injectivității, a bijectivității în final, nu?
Și am vrut, atât pentru tine, cât și pentru, mai ales pentru vizitatorii noștri, nici te-am întrebat dacă ție sunt clare lucrurile acestea. Da? Sunt clare. Am făcut un pic de recapturare, să zic, că tot mi-ai spus să faci recapturare. Și acum trecem direct la ieșiți. Da? Eu puteam să mă apuc direct deodată pe ieșițile, dar mulți dintre cei care vizionau spuneau, bă, dar ce tot așa, ca la clasă, rezolvă ieșiții fără să se spune, dar ce vor să facă, nu știu. Nu mi se sta pe povestea asta. Partea teoretică, pentru că se obișnuiește așa. Nu sunt clare lucrurile din punct de vedere teoretic și te-a pus să faci ieșiții. N-ai nicio șansă. Că dacă nu ai suportul teoretic, nu te poți privi de ieșiții. Și începem să spunem. De astea n-am făcut. Modelul de astea nu știu să fac. N-am făcut modelul. Modelul ăsta nu știu. Nu mi s-a dat așa ceva. Ori, slăbiciunea provine la faptul că avem clarificate lucrurile din punct de vedere teoretic. Te rog. Vă zic pagina și exercițiu. Da! Exercițiu 7 de la pagina 14. Exercițiu 7, pagina 14, nu? Da. Considerăm funcțiile definite, respectiv, prin formulele următoare. Sunt mai multe funcții. F? F definită pe N cu valori în N. F definită pe N. Cu valori n. F de n egal cu n plus 5. F de n egal cu n plus 5. Și să se arate că F e injectivă și nu e surjectivă. Să se arate că F este surjectivă, parcă? F e injectivă și nu e surjectivă. Așa, injectivă și nu este surjectivă, da? Da. Pentru injectivitate, ce trebuie să arătăm? Că există, că pentru f de x1 egal cu f de x2, x1 egal cu x2. Adică f de n1 egal cu f de n2, nu? Da. Să arătăm f... n1 egal cu n2. Deci, f injectivă, dacă și numai dacă, din f de n1 egal cu f de n2, rezultă în mod unic, unic, da, unic, da. Uităm asta, N1 egal cu N2. O singură variantă se rezolve. Și F de N1, poftim, vorbește. F de N1 este N1 plus 5. F de N2 este N2 plus 5. Și... F de N1 egal cu F de N2 înseamnă? Da. F de N1 egal cu F de N2. Echivalent, ca spune că... N1 plus 5 egal cu N2 plus 5 și de aici vedem că N1 egal cu N2. 5 cu 5, de aici rezultă că N1. Doar această alternativă, altceva nu am, da? Da. Egal cu... Deci este injectivă. F nu surjectivă. Deci nu este surjectivă. Asta însemna, dacă și numai dacă, există un Y trist. Da? Da? Există un Y trist. Da, există Y, aparține lui N, din codomeniu, așa încât la orice X te oprii tu, la orice N natural te oprii, la orice N natural, să rezulte că există un Y0, hai să zicem. Există un Y0 supărat din N, la, așa încât orice n din domeniu, la orice n din domeniu te opri, să rezulte că f de n indiferit de y0. Da. Nu este imaginea niciunui n natural. Păi, ia vedem, să vedem dacă tu ai o idee. Găsești un y din n, un natural de aici, încât f de n să nu fie egal cu
acel y0? Hai să luăm pe 0. Da. Pentru y 0 egal cu 0 se întâmplă următorul lucru. A trebuit să, ca să fii surgent, ar trebui că f de n egal cu acel 0 să admită soluție, nu? Adică se există. Da. Și ce înseamnă f de n? N plus 5 egal cu 0. Asta înseamnă. Da? N plus 5 egal cu 0. Că e din asta este. N plus 5 egal cu 0. Să rezulte că nu din numere naturale, nu? Da. Un număr natural și cu 5 să facă 0? Nu se poate. Nu se poate. Deci n ar fi egal cu minus 5. Dar minus 5 ăsta nu este din mulțimea numerelor naturale. Și nu e problemă. Da. Asta înseamnă că e trist. Și pentru 1. Uite, pentru y, 0 egal cu 1. Adică ar trebui ca n plus 5 simplu să fie egal cu 1. Ori nu e egal cu cât aici. Cu minus 4, care nu e număr natural. Așadar, este un n, dar nu e natural, e întreg ăsta. Toate valorile de la 0 până la 4 sunt elemente în mulțimea număr naturale, în cod domeniu, care stau degeaba acolo. Da. Pentru ele nu se găsesc, ele nu sunt imaginea niciunui număr natural. Da, și atunci funcția data, dacă găsit unul singur. Dar noi avem chiar mai multe. 0, 1, 2, 3, 4. Deci funcția nu este, cum spunem că nu este surjectivă. Ea este injectivă, că din f de n1 egal cu f de n2 mi-a dat unic n1 egal cu n2. Da? Punctul B. Punctul B, da. G e definită pe n cu valori din n. G de n este egal cu n pătrat plus 1. Așa. La fel, să arătăm că e injectivă și nu e surjectivă. Injectivitatea. Plecăm mai repede acum, da? Da. Din f de n1 egal cu f de n2. G1. Da. G de n1, g de n2 rezultă în mod unic n1 egal cu n2. Ce ar însemna? Echivalent cu a zice că n pătrat plus 1. Nu, n1 pătrat plus 1. Zic direct. Da. Da. N1 pătrat plus 1 egal cu n2 pătrat plus 1. Și de aici vedem că n1 pătrat egal cu n2. Deci e injectiv. Adică n1 egal cu n2. Da, n1 egal cu n2. Că suntem, ne permite să facem, nu avem alternativă. Nu e natural, deci nu există. Altfel ar fi trebuit duc în stânga, n1 pătrat minus n2 pătrat diferență pătrat la alt, toate chestia ce. Ori, fiindcă nu e natural, așa trebuie să zic, n1 egal cu n2. Nu este surjectivă, deci nu surjecție, înseamnă că plecăm de la f de n egal cu un y0, să iese y0 acela, nu e așa, și ecuația să nu admite soluții. Adică nu pătrat plus 1 egal cu un, un y0 cu 0. Cu 0, da. Da, egal cu 0. Și atunci, fiindcă nu pătrat plus 1 egal cu 0, e imposibil. Da. Este imposibil și asta înseamnă că pentru lui 0, lui 0, 0 din codomeniu nu este acoperit de nimeni. Deci, dacă aș vrea să găsesc imagini, cine la pătrat plus 1 să facă 0? Nimic. Nimic. Da? Deci ăsta este trist aici. Este un element neocupat. Și atunci funcția e suficient să găsești 1. Bun. Și nu îl găsești pe 0. Funcția nu este subjectivă. Deci, de ce? Pentru că oricare, la orice mers natural ne-am referit din domeniu, nu pătrat plus 1 e diferit de 0. Nu va fi egal cu 0 niciodată. Altă ce? K definit pe n cu valori în z. Da.
k de x egal cu x pătrat pentru x e par. Egal fa colată. Egal fa colată, da. X pătrat pentru x par. Nu, x supra 2 pentru x par. X egal cu 2k. Da, egal cu 2k. Și minus x plus 1 pe 2. Minus x plus 1. 1. Nu. Totul supra. X tot plus pe 1, totul pe 2, da. X, și minusul în fața linii fracției. Da, da, da. Minus x plus 1, totul pe 2. Când x-ul e 2k plus 1. 2k plus 1. Și aici să arătăm că e bijectivă. Deci să arătăm că f este bijectivă. F bijectivă. Asta înseamnă să arătăm că și subjectivă și injectivă, da? Da. Hai să vedem... Aici nu putem pleca direct cu ecuația f de x egal cu y și să demonstrăm care unică o singură soluție. Ne putem gândi la chestia asta. Da. Deci putem vorbi de așa, dacă arătăm unică soluție, atunci e și subiectivă da, și injectivă. Da, cred că e mai puțin lucrat așa. Hai să vedem. Deci facem așa. Deci zicem k de x, nu? Da. K de x egal cu y. Ceea ce însemna că avem două variante. X pe 2. X pe 2 egal cu Y. Cu virgulă. X-ul egal de tipul 2K, nu? Da. Așa. Și de aici să vedem ce X găsesc eu aici. X egal cu 2Y. Da. Da? X egal cu 2Y. Care... Nu, e unic și da, e unic. Par. Da. Deci, am arătat că există x-ul par, ca să se întâmple egalitatea asta. X par, da, de unic. Unic, deci adevărat asta. Da. Cealaltă, x minus x plus 1 totul pe 2 egal cu y. Tot așa am plecat. Ceea ce am însemnat că minus x plus 1 egal cu 2y. De unde x-ul va fi egal cu... Minus... Da, VRN. Așa. Da, tu știi unde mă găsești? La ore, da, da. Da, vii pe aici la mine, vii pe la mine, că aici rezolvă treaba, la garaj. De acolo să vii la garaj, era pe la Alexandrie, se urca pe când, când să treci pasajul sus, că se duci pe Onești. Așa. Cum fac? Numai, când ajungi tu la hotel de Cebal, așa, oprești acolo, mă suni și eu ies în fața ta și te conduc, rezolv treaba și mă întorc la ore, pe urmă. Tu, dacă acum câte ceas? Este 5. Deci... Acum, nu aici sus, unde ne-am văzut data trecută din fugă. Așa, că în hotel de Cebal, cum vii pe centru, intri în Bacău, la hotel de Cebal, oprești acolo și în două minute am ajuns și te-am rezolvat. În jur de ora 8, înțeleg, nu? Așa, între 8 și 9. Bine, bine, e perfect. La 8 jumate, nu la 8 jumătate, tocmai schimb clasa și atunci fac o pauză. Gata, gata, la 8 jumătate te sun. Bine, bine, la revedere. Gata. Cum ați decis, voi rezolvați treaba. Bine, la revedere. Da. De unde scoatem x-ul aici? Egal cu cine? De aici deduc că minus x egal cu 2y minus 1 sau x egal cu 1 minus 2y, nu? Da, 1 minus 2y. 1 minus 2y
tot un număr impar este, da? Da. Deci aparține... Practic și așa asta are soluție, este adevărată. Da. Înseamnă că funcția mai sus definită este bijectivă, fiindcă ecuațiile f de x egal cu y admit unică soluție. Așa. Că admit soluții înseamnă că e subjectivă și dacă e unică, înseamnă că de fapt e și injectivă. Da? Injectivitatea din unicitate este rezolvată și că există existența din, ce spuneam, din subjectivitate. Bun. Altceva? Următorul punct. Ceea ce am făcut la început a fost pentru a fi înțeles cât mai bine. Chestia asta, când admite unică soluții, rămâne o chestiune în care, să spunem, l-am ridicat ștacheta acum. Da. Da? Da, te rog. L definită pe R cu valori în R. E. Nu funcția E. L. 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 Definită pe el cu valori în R. L de X egal cu X la 3 minus 2. Să arătăm că e bijectivă. X la 3 minus 2 să arătăm că e bijectivă. Tot așa o să reducem cu unicitatea soluției, nu? Da. Deci facem ce? Plecăm de la... Ecuația F de X egal cu Y. Deci ecuația F de X egal cu Y are unică soluție, da? Da. Unică înseamnă injectivitate. Are surjectivitate. Da? Surjectivitate. Și acum reluăm repede X la 3-a. Minus 2 egal cu Y. Egal cu Y. Așa, se înseamnă că X la 3 egal cu Y plus 2. Da. Eu rezultă că X egal cu radicalul de 3 din Y plus 2. Y plus 2. Și tematic problema. Există da. X-ul de forma asta și unic radicalul de ori 3 din Y la 2 plus 1. E o singură vala. Există și unic. Terminat. Da. Așa mi-am amintesc că acum la o anii urmă cineva deja în clasa mă specia, la o olimpiadă fază județeană, o dată așa, în barem era, ca să arăți că funcția subjectivă trebuie să arăți. Un, subjectivă, injectivă, doi, subjectivă, și pe urmă, dacă și mai dacă, injectivitatea legată în sfârșit. Și l-a spus, are unică soluție. Nu chiar așa, era o chestie de analiză, niște lucruri de finețe, așa. Și fiindcă nu a dat, exact după barem, a dat zero acolo. Deci profesorii care au corectat nu au putut să înțeleagă chestiunea pe care era atât de simpluță acolo. El, concentrând pe baza unor teoreme studiate, nu neapărat în școală, au dat niște răspunsuri foarte clare, sigure, și atunci i-a dat zero. Nu a făcut dat. Vezi, așa se întâmplă când nu sunt în stare corectorii să se recin dincolo de barem. Ca la șoferi. Au pus șablonul și dacă da, da, dacă nu, nu. Altceva? Așa. Funcția M definită pe R cu valoare în R. M. Definită pe R cu valoare în R. Da. M de X egal cu acoladă. X pătrat pentru X mai mic sau egal cu 0. Și minus X pentru X mai mare ca 0. Minus X pentru X mai mare ca 0. Da. Cum propui să o faci pe asta? Tot așa, în... să arătăm că asta e bijectiv, probabil, nu? Da, 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 la fel. Așa. Hai să faci și metodă grafică. Da. Nu? Să-i obișnuiești cu treaba asta. O să faci și într-un fel și alt. Acum, bine, mi-e desfacere pe metoda grafică. F de X egal cu X pătrat. Dacă aș face pentru X și pe toată axa reală, ar apare așa. Când e 0, 0, când e 1, e 1, nu? Când e 1, e 1, când e minus 1, tot 1. Cam așa apare.
când x-ul e 2, y e 4, știi cum apare, da? Așa este funcția. Dar fiindcă numai pentru x și negativ, n-am ce căuta cu asta aici. Ramura asta dispare. Da. Deci asta este pentru x și negativ. Iar pentru x și pozitiv, y-ii sunt de varianta minus x. Când e 0, e 0, nu? Dacă chiar de aici. Și după aceea, când x-ul e 1, y este minus 1. Este așa. Bisectoarea de acolo. Și iată că apare f acum e definită pe minus infinit la plus infinit cu imagini, y-ii care sunt tot în el. Adică sunt de unde? De la minus infinit la plus infinit. Da. Și ca să fie bijectivă, orice paralel am dus și noi prin y-ii din codomeniu, trebuie să taie într-unul și numai unul. Deci iau y-ul ăsta, du paralel, taie într-unul. Iau y-ul pe aici, du paralel, taie numai în unul. Să vede că nu există nicicum vreo situație în care stai în două, ca să-mi deranjeze injectivitatea, și nu există nici o variantă în care pentru un y te duc și nu tai graficul din loc. Adică să nu fii subjectivă. Concret, spunem, prin metoda grafică, constatăm că orice paralelă axa x-ilor dusă prin punctele codomenului, orice paralelă axa x-ilor dusă prin punctele codomenului, taie graficul funcției într-un punct și numai unul. Asta e limpede, funcția luată în discuție este funcție bijectivă. Dacă am fi făcut metoda care algebrică, aș fi plecat de la ecuația y egal cu x pătrat, pentru cazul întâi x mai mic ca 0, da? Y egal cu x pătrat cu x mai mic ca 0, și constatam repede x-ul de aici egal cu trebuie negativ. Sunt două valori, plus minus, nu? Da. Radical din y. Da. Plus minus radical din y. Ei, pe mine nu două valori, că x-ul negativ mă interesa. Și deci vremea x egal cu minus radical din y. Da. Și aia este soluție unică. Unică. Da? Soluție unică. Așa cum o cerut el. Cealaltă variantă, pentru x mai mare ca 0, y egal cu minus x. Ecuația y egal cu minus x. Adică x egal cu minus y. X egal cu minus y. Iarăși, soluție unică. Terminat. Este obiectiv. Субтитры сделал DimaTorzok.